În perioada 24-31 martie se vor efectua controle încrucișate în toate spitalele județene și institutele publice, inclusiv la Giurgiu, și vor viza în primul rând respectarea normelor igienico-sanitare. În videoconferință, ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a transmis conducerilor direcțiilor de sănătate publică să trateze totul cu seriozitate, iar acolo unde vor găsi nereguli foarte grave să ia decizii drastice. Controlele vor dura până la 31 mai, urmând ca rezultatele să fie făcute publice la sfârșitul lunii iunie. Am asistat cu toții la multe exemple negative în ultima perioadă și pe această cale mulțumesc mass media pentru toate semnalele pe care ni le-a ridicat, ni le-a tras, pentru toate imaginile, pentru toate informațiile pe care mass media ni le-a pus la dispoziție cu referire la nereguli din multe spitale și cred eu că până la urmă ceea ce ne spun pacienții, ceea ce ne spune mass media, trebuie să ținem cont și datoria noastră este să încercăm să găsim soluții, să corectăm acest aspect de lucru. Într-o scrisoare adresată președinților de consilii județene, Nicolaescu informează pe aceștia în legătură cu acțiunea de control care începe din 1 martie și care are ca scop ducerea la îndeplinirea obiectivelor și acțiunilor din cadrul programelor privind efectuarea curățeniei, dezinfecției, dezinsecției și deratizării în spitale, precum și pentru asigurarea în cantități suficiente a materialelor și produselor destinate acestor activități. Aceste controle pe care dumneavoastră ca profesioniști le veți desfășura în teritoriu, să se realizeze cu maximă responsabilitate, cu maxim profesionalism, cu perseverență, astfel încât la sfârșitul perioadei de control, orice spital să poate să aplice în mod corect și constant prevederile normelor sanitare și să înțeleagă că realizarea și întreținerea unei stări optime de curățenie în unitățile sanitare publice reprezintă o condiție esențială care demonstrează respectul față de pacienți și respectul față de dumneavoastră înșivă. Potrivit Ministrului Sănătății, scrisoarea către președinții de consilii județene vine ca urmare a numeroaselor exemple negative apărute în mass media referitoare la condițiile igienico-sanitare precare din unele unități sanitare. Mai multe detalii despre acest subiect veți afla într-o ediție specială imediat după jurnalul TV Giurgiu.